Cu mai multe detalii ni se alătură acum Lucian Pârvoiu, jurnalist TVR. Lucian, bună dimineața! Bună dimineața! Nu credeam că o să ne mai vedem pe această temă până peste două săptămâni, da? Ei, iată că s-a întâmplat. Da. E o problemă în momentul acesta. Dacă se adeverește această informație, mie mi se pare că este o problemă serioasă. Bun, hai să luăm lucrurile etapizat. Da. De ce discutăm astăzi despre acest lucru? Pentru că chiar astăzi la Bruxelles, este ora 9:03, cam într-o oră se reunește din nou grupul de lucru Schengen. Nu trebuia să se întâmple acest lucru, însă asta arată abnegația cu care președinția cehă lucrează la găsirea unei soluții. Da. Este un moment unic și oferă astăzi de oportunitate nemai întâlnită. Niciuna dintre țările care până acum au asigurat președinția rotativă a președinției Consiliului Uniunii nu a fost atât de serioasă în a pune și a urmări un subiect așa cum se întâmplă cu subiectul Schengen pentru Cehia. Aceasta e o veste bună pentru noi. Ei doresc să găsească până la urmă compromisul care să mulțumească pe toată lumea. Ori adică această... și pentru București și pentru Sofia. Că pentru Croația, cred că pentru Croația lucrurile sunt rezolvate, da. Și nu se mai pune problema. În ceea ce privește Bulgaria, avem această problemă triplă, să spunem, a instabilității politice. Da. Bulgaria nu are în acest moment un guvern. Și nu și-a putut pleda cauza, să spunem așa. Avem problema graniței cu Turcia, care oricât de mult ar securiza-o Bulgarii, există întotdeauna această temere că migranți din Turcia, că Erdogan poate da drumul la robinetul cu migranții, așa cum o face de altfel și în Grecia, și să Grecia, uităm de da, acest da. Lucru. Așa. Și avem această problemă a faptului că Bulgaria nu mai este monitorizată prin mecanisme de justiție, pentru că aici a fost o trișerie, să spunem așa, din perioada lui Boyko Borisov, care a făcut un aranjament cu Jean-Claude Juncker, să spunem că se fac și aceste lucruri, pentru ca Bulgaria să nu mai aibă raport MCV. Bun. Și iată că acum nu o prea ajută acest lucru, pentru că dacă ți amintești, Mark Rutte în Parlamentul olandez, în acea stenogramă pe care am primit-o după votul rezoluției care ne-a pus pe jar toți, spunea România are mecanism de monitorizare MCV, Bulgaria nu, și asta e o problemă. E o problemă din perspectiva Olandei, care am văzut că ține foarte lipește mult la sau această, condiționează aceste lucruri, și dacă stăm bine să ne gândim, niște granițe sigure sunt granițe fără funcționari corupți. Așa cum spuneai și tu mai devreme, probleme la graniță au și grecii, da? Absolut. Probleme la graniță o să fie întotdeauna, cu absolut. Bulgaria tocmai, fără tocmai Bulgaria, de spun da? Că o astfel, de, perfect, o astfel de variantă în care Bulgaria ar fi izolată, practic ar fi ca și cum ar fi scoasă din UE, dacă vrei, pentru că ea devine, dacă te uiți pe hartă, Schengen, extinderea Schengenului ar trebui să fie un continuum, exact. Începând din Grecia, de la portul de Grecia. Asta ideea până... să bagi și Bulgaria și România, inclusiv Croația, dar partea proastă, partea periculoasă, în momentul în care, știi, când a picat guvernul, da? Care era văzut bine la Bruxelles, da? A picat guvernul numai acelor proteste și așa mai departe, s-a vorbit despre că rușii și-au băgat coada acolo. Da. Da? Și chiar și-au băgat-o, probabil, da. Probabil. Acum, nu cumva e în pericol să devină să avem o Bulgarie euroșceptică, ba da, absolut, mai rău, și iar rușii absolut, să-și bage problema, coada și mai mult. Asta este problema politicienilor de la Bruxelles, care nu înțeleg aceste mecanisme ale euroscepticismului care se pot crea în astfel de țări încă instabile, pentru că ai absolută dreptate. În momentul în care o țară devine frustrată, inclusiv România, de 11 ani nu suntem în spațiul Schengen, evident că asta dă apă la moare unor partide naționaliste, evident că vin ei și spun, uite, Europa e de vină, Bruxelles e de vină, hai să fim mai naționaliști, hai să fim mai suveraniști, ceea ce e o absolut o greșeală. Și Bulgaria, cum vorbeai și spuneai și tu, Bulgaria se chinuie de foarte mulți ani să adere și la zona euro, pentru că am văzut aici un curs stabil alt motiv, leva, de frustrare de al bulgarilor față de croați, care, iată, croații au intrat în același timp în 2020 în mecanismul ERM2, în anticamera euro. De la 1 ianuarie 2023 vor intra în zona euro și în zona Schengen, bulgarii stau pe loc, sunt ținuți în acea anticameră, cine știe pentru câtă vreme, pentru că între timp și indicatorii macroeconomici de la ei se modifică și se modifică în rău, au o problemă și cu deficitul bugetar, problemă pe care o avem cu toții, dar economia Bulgariei este o economie mică, care iată în această perioadă de turbulență este și afectată. Da, pe de altă parte, o ultimă întrebare, te rog, Lucian, există semnale de la Bruxelles că Cehia apasă pe pedala accelerației să încerce să găsească soluția asta și să convingă?
Asta vom încerca să rămân. Acum, bun, noi speram pentru România, acum ne temem și pentru Bulgaria. Ne temem și pentru Bulgaria pentru că acest binom, acest tandem nu este unul întâmplător. Așa cum am spus, Bulgaria și cu România sunt un continuum economic și un spațiu care trebuie să fie integrat împreună și cred că până la urmă nu se va ajunge la această variantă, ci se va merge pe variante cu condiționalități. Să sperăm. Mulțumesc, Lucian Pârvoiu, pentru toate aceste precizări.